Da, sigur, polițistul britanic și bănuiesc că sunt mulți polițiști britanici care au acționat în acel caz și-au făcut datoria așa cum trebuie să-și o facă în fața unui fenomen care era evident. Ei erau acolo pe stradă, la cerșit, la furat de portofele, erau exploatați pentru diverse venituri pe care ar fi trebuit să le obțină de către niște adulți care de cele mai multe ori nu erau părinții lor. Deci era o rețea care exploata copiii altora. Și atunci polițiștii britanici, sigur că în fața acestei realități au acționat așa cum trebuie. Au mers, repet, pe tot firul banilor, fără să reușească, din păcate, să-i convingă și pe magistrații români că sunt suficiente probe. Și să se grăbească puțin cu decizia, să nu se ajungă la prescrierea faptelor. Da. Adică faptele grave poate ar trebui să nu se mai prescrie, nu? Bun, de partea pentru cealaltă, că se vor repeta. Sigur că și noi avem dezamăgirile noastre față de instituțiile de aplicare a legii, nu? Din Marea Britanie. De pildă, eu sunt în continuare trist că domnul Popoviciu e acolo, la Londra, pentru că magistrații britanici au considerat că nu sunt suficient de bune condițiile de aici, din România, în penitenciare. Și, sigur, nu sunt, așa cum știm, pentru că de-aia am pierdut multe procese la CEDO, de-aia suntem în continuare, iată, amenințați cu o nouă procedură extremă în plan european, dar, pe de altă parte, nu pot să nu mă împiedic să nu constat că și în cazul Popoviciu și în cazul Adamescu au fost mai degrabă de partea celor care erau căutați aici de justiție și trebuiau să-și ispășească pedeapsa decât de partea legii. Crezi așa că se va schimba să nu idealizăm ceva? Niciun sistem. Se va schimba ceva de acum că se vor pune șefi plini la marile parchete? Dacă mă uit la ce adjuncți au pus, absolut nicio speranță. Adică